Salut, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre moneta VCX, care în video precedent am spus că pe 13 mai se deschide bursa lor. Deci s-a deschis, acum vreau să arăt cum facem schimbarea monetelor VCX care le-am avut în X token în proporția 1 la 10. Această monetă X-Token, știți cine este în spatele la această bursă? Este compania Apple. Cine nu știe, Apple, iPhone-ele care le face sau le produce. Deci este o companie foarte mare. Deci sub video este link-ul de înregistrare, dacă nu sunteți înregistrați. Deci pe această bursă trebuie să facem înregistrare din nou cu același e-mail care am făcut înregistrarea precedentă când era site-ul aparte VCX ICO, când aveau ei. Deci, ca să primim monetele, cele care le-am adunat. Dacă faceți alt e-mail, o să pierdeți acele monete. Deci, inițial ridicați informația unde ați avut e-mail-ul indicat la cea bursă. Deci, site-ul se deschide în astfel. Ca să facem înregistrarea, apăsăm pe Signal. Unde trebuie de introdus un e-mail, dar e-mailul, cum am spus, cel care a fost la VCX. Deci acolo era vcx.co, acum e vcx.com, bursa. Unde introduceți e-mailul care se coincide cu acel precedent, parola, și apăsați de creat. Când ați apăsat, apare așa o inscripție că ați creat un cont care trebuie activat. Pe e-mail este trimis un mesaj. Deci mie mi-a venit în spam. Deci e verificat și spam. Așa ceva, un mesaj. Când apăsați pe această inscripție verify my email, la voi o să apară așa ceva. Dacă ați făcut corect, că cu succes este verificat email-ul și apăsați pe continue. Când apăsăm pe continue, deci noi intrăm în interior. Deci, cu login. Unde deja introducem e-mail-ul indicat. Și parola. În interior, când intrăm, apare informația despre tranzacții care se fac deja, uitați, în 24 de ori se fac vânzări pe această bursă de 150 de milioane de dolari. Deci bursa este destul de puternică. Vedeți ce rulaj deja merge aici. Până când sunt 5 perechi, Bitcoin, USD. Deci ei au creat așa o valută ca USDC. Deci el este legat la dolar. Deci cât Bitcoin în dolar, în Ethereum, Litecoin. Și pe urmă este Ethereum pe Bitcoin, Litecoin pe Bitcoin. Până când 5 poziții. Deci, mai departe, nu ne trebuie este să intrăm în token sale. Deci pe ce token sale? Aici se face activarea la monete. Deci uitați, la mine deja. Vedeți, eu am făcut schimbul un VCX pe 10, când apăsăm pe claim aici. La voi, inițial o să fie 0, o să arăt așa ceva. Deci, prima dată apăsați pe claim, ca să vă facă transformarea VCX monetelor un VCX contra 10XT, X token. Deci asta e moneta care va fi pe această bursă, X-Token. Deci acum îi fac ICO care se vinde, uitați-vă acum la ce preț, 4 cenți pentru o monetă, vor fi 8 etape. În final, moneta, uitați-vă cât va fi. Vedeți, 72 de cenți. De ce
Vă recomand acum să cumpărați moneta la prețul acesta, căci în final ea va fi de 17 ori undeva mai scumpă. Chiar puteți să împărțiți 72 la 0,4 și o să vedeți că iese de câte ori. Mult mai scumpă, deci nu pierdeți timpul acum, că moneta aceasta va fi foarte, foarte super. Nu mă lăsați. Deci închipuiți-vă că... Investiți acum 100 de dolari. Deci dați să vedem cât e 0,72. 72 din împărțit la 0,34. De 18 ori. Eu am făcut greșit aici, am scris nu corect. 0,372 de împărțit la 0,304 de 18 ori. Deci, dacă acum investiți 100 de dolari, deci mulțiți la 100 de dolari, dacă să investim mai. De pildă, de 100 de dolari, dacă cumpărați acum o monedă, împărțiți la 0,304, deci 2500 de monede. Acum mulțițele este la 18. 45. Împărțim la 0,62. Nu corect aici ce nu merge. Deci 100 de dolari, de simplu. Mulțesc la 18. Calculatorul este tot 100 de dolari. Mulțim la 18, 1800, 1800 de dolari. Deci 100 de dolari puteți transformați în 1800, dar cum ați văzut, cumpărați la prețul acesta care este acum. Încă mai sunt 96, s-au vândut de milioane deja de monete, până la 125, încă jur 30 de milioane, 29 milioane. Pe urmă prețul o să fie deja 6 cenți, pe urmă 9 cenți, pe urmă 14 și mai departe. A 8-a etapă o să fie 72. Deci asta e. Dacă nu aveți bani, pur și simplu faceți claim, schimbați. Deci eu am ele monete care au fost, au schimbat în 82.000 de monete. Acum o să cotiți ce bani și sunt 82.000. Pe urmă, unii spun din voi că cu monete aceste nici nu se poate făcut bani. Uitați-vă ce bani pe video ce nu poate să fie. Mulțum cu 0,72. Dacă eu o să vreau să le vând cu 72, dar eu nu o să le vând, că eu o să fie și mai scump. 59.000 de dolari. Deci, acum gândiți-vă, are rost de invitat și de adunat monete gratis sau nu? Deci, eu fără investiții aceste monete le-am acumulat. Cam atât ce am vrut să spun. Deci cum facem schimbarea, v-am spus. Deci apăsați pe Climb. Deci inițial la mine, uitați, era 0. Eu am apăsat pe Climb și cele monede care le-am adunat pe site-ul precedent, ele s-au transformat. 1 la 10, avem 8250. Și deja aici ea este linkul vostru de referral care îl copiați sau plasați un video. Persoanele care cumpără monete după invitația voastră vă aduce 15%. Deci uitați, cineva la mine a cumpărat 100 de monete și am primit 15 monete deja. De ce? Pentru că cele 100 de monete el când o să le vândă o să aibă de 18 ori mai mult bani.
Deci, cum să cumpăr monede, cred că nu e așa greu, apăsați pe bani. Și aici se deschide variantele, cum se poate de făcut cumpărător. Deci uitați-vă atent la aceștia pași, ce trebuie de făcut, studiați atent, primiți condițiile și mergeți mai departe. Deci, când o să cumpărați, monetele să fie aici la balanță. Vedeți unde am eu aceste 15, acele 82.000, ele încă nu sunt verificate. Când o să termine ICO, atunci ele o să treacă în balans. O să mai fie ceva verificare. Dar cu acestea care sunt, eu deja pot să... Nu pot nimic, atare până când o să termine ICO, uitați-vă. Aici ea, la condiții, scrie că ICO va fi încă undeva 112 zile. La fel, uitați ce se va întâmpla. De pe 13 mai, ieri, s-a început vânzarea monedelor VCX. Maxim durata de vânzare a monedelor pe aceste 8 etape vor fi 112 zile, undeva 4 luni. Deci undeva în toamnă noi aceste monede le vom putea liber vinde, cumpăra. 1 miliard de monede se vor emite. Deci despre cine este în spatele acestei companie. Tot se poate citi aici. Ia, deci un site scrie că Apple. Deci echipa noastră este aparține la compania Apple. Deci bursa aceasta este a companiei Apple. Cine sunt acești oameni? Apăsați aici și puteți să aflați mai detaliat cine sunt la conducere. Directorul executiv este, deci o studiat cine și cum, Anthony Bjorn și Thomas Vega. Deci cam asta ce am vrut să spun, în opinie.